Bună ziua tuturor! În acest videoclip vreau să, pe lângă plimbarea pe care o fac, vreau să vă răspund la o întrebare care m-a marcat așa un pic, m-a făcut să reacționez un pic emoțional, pentru că este efectiv un strigăt de ajutor al unei persoane care îmi scrie un comentariu. Vă citesc întrebarea, sau mă rog, comentariul. Domnule doctor, vă rugăm să ne explicați de ce la noi în România nu avem tratamente cu medicamente de ultimă generație ca în Turcia și celelalte țări din UE. Cum e posibil să fim tratați ca în anii 80? De ce nu avem parte de medicamente oncologice performante? De ce să ne chinuim cu atâta toxicitate și nu mai vorbim de stări de rău? Unde sunt medicamentele moderne? De ce suntem tratați în stil criminal? Vă dați seama, când citesc aceste întrebări, sincer, mi se face așa pielea ca de găină, pentru că știu aceste probleme, le știu foarte bine. Avem o dificultate mare în România cu accesul la tratamente performante. Și nu pentru că nu sunt disponibile. Asta este o chestie pe care vreau să o punctez de la bun început. Medicamentele oncologice, și nu numai oncologice, medicamentele performante, să știți că în România sunt disponibile ca și în restul Uniunii Europene. Ele sunt aprobate, sunt acolo. Problema este că uneori decontarea acestor medicamente și tratamentul cu aceste medicamente este dificil. În momentul în care am pacienți care au nevoie de tratamente foarte complicate în România, trebuie să sar prin foarte multe bariere ca să pot să ofer pacientului meu acel tratament. Există tot felul de protocoale scrise de cineva care nu lucrează deloc în medicină, probabil, niște oameni birocrați, aș zice, care n-au părăsit niciodată un birou, și au creat tot felul de formulare după mintea lor, care cred că vor simplifica și ajuta la distribuirea corectă a acestor medicamente de ultimă generație. Nimic mai neadevărat. De regulă, aceste formulare și aceste lucruri speciale pe care medicii, oncologi, pneumologi, de tot felul, trebuie să le facă pentru a prescrie niște medicamente care știu că sunt utile pentru pacienții lor, fac munca absolut dificilă pentru un medic. Și chiar dacă medicamentele sunt disponibile, birocrația din sistem îi face pe mulți doctori să nu practice o medicină modernă și de calitate, pentru că nu este susținut să faci asta. Asta este o problemă foarte mare și eu pot să vă contrastez cumva acest lucru prin ceea ce se întâmplă în Anglia, unde lucrez în prezent. Unde, dacă ai nevoie să prescrii ceva pentru un pacient, dacă vrei ca pacienții tăi să aibă acces la tratamente de ultimă generație, se poate. Sistemul te încurajează să faci acest lucru. Dar mesajul persoanei pe care l-am citit acum, la începutul videoclipului, este într-adevăr strigător la cer. Este strigător la cer cum un sistem medical este făcut complicat și practic împotriva oamenilor. Este mai mult ideea de a avea hârtii în regulă decât pacienți bine tratați. Și din păcate, medicina în România merge mult în această direcție. Să nu simplificăm lucrurile, să le complicăm. Avem tot felul de lucruri. Haideți să vă mai dau un exemplu, înainte să uit. Când lucram în Franța, am lucrat și în Franța o perioadă, ca rezident, și puteam să scriu pe o rețetă medicală absolut orice. Am lucrat într-un serviciu de oncologie toracică, unde pacienții în general sufereau de cancere pulmonare, avansate, mă rog, dificile situații. Dar puteam să prescriu, sistemul îmi permitea, îmi simplifica munca atât de mult ca doctor, că puteam să scriu, de exemplu, pe o rețetă care era foarte simplă, era ca o foaie A4 cu un antet al spitalului, câteva date de identificare, etc. Dar puteam, de exemplu, să prescriu pacienților un scaun cu rotile, să-l închirieze de la o farmacie sau de undeva, de la dispozitive medicale. Și era decontat, pentru că era parte din tratamentul de suport al afecțiunilor oncologice. Mi s-a părut ceva extraordinar. Puteam, de exemplu, tot pe aceeași rețetă să scriu pacientului, fără complicații, efectiv, puteam să scriu, dacă pacienții își pierdeau părul din cauza tratamentelor oncologice, puteai să-i prescriu o perucă. Lucruri de bun simț care făceau, efectiv, să aibă o viață un pic mai ușoară de ce se lupteau cu o boală atât de gravă, atât de serioasă. Și sper să nu vă gândiți că eu fac videoclipul acesta de afară și, nu știu, cumva vreau să minimizez problemele care există în România. Nu, departe de acest lucru. Vreau doar să fiu un videoclip un pic mai relaxat, dar și pe mine mă enervează aceste lucruri din sistem. Efectiv, vreau să încerc să vă vorbesc așa de la om la om, cumva. Pentru că și eu, ca medic, mă confrunt cu
multe, multe dificultăți în a ajuta pacienții să aibă rezultate bune din punct de vedere medical. Nu pot doar să fiu cel care prescrie medicamente. Trebuie să încerc să susțin și în alte moduri pacienții mei. Dar uneori nu pot. Și în România, să știți că era dificil. Și ăsta e poate unul din motivele pentru care nu sunt în România în prezent. Pentru că vreau să învăț să fac medicină la un standard de care sunt mulțumit eu. Să fiu eu mulțumit de mine. Că mi-am făcut meseria cât am putut de bine. Și sper din suflet ca într-o zi să pot să vin să fac același lucru și în România. Asta ar fi dorința mea. Și mulți medici, să știți că se gândesc la acest lucru mereu. Am amintit ceva mai devreme și legat de protocoale. Protocoale terapeutice. Vreau să vă spun că și personal am un exemplu de cineva din familie care s-a lovit de aceste probleme cu protocoalele de tratament ale afecțiunilor dificile, ca să spunem așa. Și uneori faptul că era scris un document de cineva care poate nici nu mai updatase cunoștințele pe care le avea, nu și-a mai reînnoit cunoștințele medicale de ani de zile, dar a crescut. S-a creat un protocol. Toți medicii erau forțați cumva, care erau implicați în tratamentul acelei afecțiuni, erau implicați, trebuiau să facă niște lucruri care nu aveau nicio logică. De exemplu, să facă radiografii când nu erau necesare, doar pentru că scria în protocol acest lucru. Sau tratamentul era prescris la o durată standard, neadaptată deloc la condițiile particulare ale celorlalți caz. Deci lucruri de acest gen se întâmplă și sunt strigătoare la cer. Și pot să vă spun că persoana din familie care a suferit de aceste lucruri a trebuit să meargă din Iași, la Cluj, la București, în mai multe locuri, să ceară opinii medicale, să încerce efectiv să primească un tratament adaptat cazului și corect. Și a fost o luptă crâncenă, mai ales în perioada aceasta pandemiei, să nu mai zic de rețete, da? Că problema asta în pandemie mi s-a părut groaznică, că multe lucruri nu puteau să se facă deloc virtual. Lucruri simple, nu știu, gen o adeverință care se putea scrie și scana prin e-mail, nu se făcea pentru că nu era cumva acceptat de protocolul în vigoare și trebuia să se prezinte cineva personal, eventual să călătorească toată țara ca să primească o rețetă. E groaznic. Deci sunt niște lucruri pe care, nu știu, dacă nu le depășim, într-adevăr avem un sistem dezumanizat. Nu este uman să se întâmple acest lucru și înțeleg frustrarea oamenilor care spun aceste lucruri. Le scriu un comentariu. Uneori primesc niște comentarii care mă îngrozesc pentru că știu, le recunosc și eu problemele astea din sistem. Le recunosc și îmi fac ce mesilă așa când aud de chestiile astea. Dar avem nevoie de asociații de pacienți ca de aer, de oxigen, pentru că aceste asociații sunt cele care pot să se lupte într-adevăr, să facă lobby la Ministerul Sănătății, la Guvern. Dacă mai mulți oameni se adună, pot să schimbe lucrurile. Și acest lucru l-am văzut în Marea Britanie, că se întâmplă foarte des. Și mi-aș dori foarte mult și în România să fie mai mult încurajate aceste asociații de pacienți. Există deja unele și vă sfătuiesc, dacă suferiți mai ales de boli cronice, de boli grave, mergeți întotdeauna și căutați alți pacienți care suferă de afecțiuni ca dumneavoastră. De exemplu, când așteptați pe holul unui spital pentru o consultație, încercați să discutați cu ceilalți pacienți de acolo. Că s-ar putea mulți dintre ei să descoperiți că se confruntă cu exact aceleași probleme ca și ale dumneavoastră și dacă v-ați asocia, s-ar putea să puteți să aveți mai multă putere, mai multă forță să schimbați lucrurile. Pentru că nu doar medicii pot să schimbe sistemul. Un medic, să știți că este un fel de, chiar și dacă este cel mai bun și bine intenționat medic, este un fel de luptător singur. Singurul luptător, singuratic într-un sistem care este foarte, foarte complicat. Iar birocrația în sine, să știți că distruge chiar și pe cei mai înverșunați luptători împotriva sistemului. Când ai de completat 1.000.000 de formulare, când dacă faci cea mai mică greșeală pe o rețetă, spitalul în care lucrezi te dă în judecată să își ia banii înapoi pentru o greșeală care, până la urmă, n-aveai cum să o eviți. Lucruri de acest gen se întâmplă și frustrează și pe medici și pe pacienți. Pentru a concluziona, vreau doar să vă spun aceste lucruri. Nu vă lăsați. Dacă suferiți de o boală dificilă, luptați pentru viața dumneavoastră și încercați să găsiți medici care vă susțin, pentru că să știți că există mulți oameni pe lumea asta care vor să vă ajute. Chiar și în România, chiar și în, cred că veți vedea peste tot semne de umanitate. Și dacă promovăm aceste imagini de umanitate, s-ar putea ca sistemul să se îmbunătățească ușor, ușor. Dar până atunci mai avem cale lungă, din păcate, și îmi pare rău și mă întristează când văd mesajele acestea de la unii oameni care se luptă singuri în sistem și simt că se neacă pentru că nu-i ajută nimeni. Doamne ajută să fie mai bine!